cum se vede și ciocolata. Ia uitați. Încă iese fumul din el. Abură, nu fumul. Așa arată. Ia uitați. Se vede ciocolata. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Eu mi-am pregătit pentru acest cozonac, cozonac de post, jumătate de kilogram de făină. Aici am ulei, circa 120 de grame, am cântărit totul în grame. Am 300 de apă și am 100 de grame de zahăr. Și cine dorește poate pune miere de albine. Deci ori punem miere, ori punem zahăr. Eu astăzi am să pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Am cacao, că o să-l facem în două culori. Am o linguriță de sare, un cubuleț de drojdie, pasta de mandarine, eu țin la congelator. Ia uitați, încă este înghețată. Așa, am scos și o să aromăm apa. Și esență de rom. Și ca să umplem, eu astăzi am să-l umplu cu ciocolată amăruie, nu cu lapte, că este de post. Și am să pun o lingură două de nucă. Și atât. I-am încălzit apa. Și acum, în această apă, deci dacă dorim să facem cu zahăr, punem zahărul în apă. Sau dacă dorim să facem cu miere de albine, punem mierea în apă. Eu am aici 100 de miere, 100 de zahăr. Eu prefer să-l fac cu miere, dar dacă doriți zahăr, puneți zahăr. Și am să dau zahărul deoparte. Da, eu am încălzit-o. Am încălzit-o. Am pasta de mandarine, este de la frigider. Și o să punem mierea. 100 de miere. Așa. Acum, din pasta noastră de mandarine, ne punem puțină. O să punem doar o parte. Vedeți că este... Ia uitați, i-am scos-o de la congelator. Să știți că nu îngheață. Se poate rupe cu mâna. Eu mi-am făcut un baton lung și îmi scot cât am nevoie. Și am să-mi pun deocamdată atât și dacă mai este nevoie să o facem mai aromat, nu mai pune. Apa eu am făcut-o puțin mai călduță ca să oricum se răcește când punem. Și acum să amestecăm. Amestecăm mai bine totul. Și am să pun totul mai bine, să pun totul așa aici. Așa. Luăm toată mierea. Și gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun de aromat. Dacă nu, mai punem puțin aromă. Am să pun și puțin ulei. O parte din ulei, nu tot. Cam jumătate. Așa. Adăugăm și drojdia. O să fărâmăm așa aici în compoziția noastră. Și amestecăm. Și lăsăm să se topească drojdia. Și acum adăugăm făina. O adăugăm așa puțin câte puțin. Aici am 500 de grame. Așa. Am să adaug și sarea. Aici am o linguriță de sare. Circa 7 grame de sare sunt. Și amestecăm. Și dacă o să mai fie nevoie de făină, mai adăugăm. Mai pun puțin făină. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia și bucate gustoase. Acum am să împart aluatul în două. Așa. Așa, și într-o parte adăugăm făină și în cealaltă adăugăm cacao. Aici o să punem cacao și cu romul. Așa. Așa. Ia să amestecăm cu cacao. Și mai adăugăm. Deci o să intre mai mult de ceasul decât mi-am pregătit eu. O să dăm aluatul cu cacao deoparte și îl facem pe cel simplu. Așa. Și apoi adăugăm ulei. Acum punem făină și aici. Și amestecăm. Frământăm, frământăm. Și o să-l mai frământăm puțin pe masă. Ia uitați, și acela cu cacao. Dacă e nevoie, adăugăm și puțină făină. Așa, să nu se lipească.
se mai lipește, vedeți? Și acum eu o să-l pun în vas. După aceea o să-l acoperim, îi acoperim pe amândoi, că puțină făină mai trebuie. Deci voi intra circa 700 de grame de făină, calculat la ce am pus eu. Așa. Și acum îl punem în... Așa. Și îl punem așa aici, le punem pe amândouă, le acoperim. Le putem da cu puțin ulei pe amândouă. Așa, ca să crească bine. Să nu se lipească prea tare. Așa, aceasta este cu cacao. Este de post. Ciocolata, dacă vreți să puneți, o puneți cea fără lapte. Ciocolata măruie. Așa. Și o să întindem foile. Ia uitați. Aici avem tava. Eu să pun deoparte un pic din aluatul maro. Și un pic din aluatul. Am să le întind pe amândouă. Așa. Fiecare pătrățel de ciocolată are 50 de grame. Și am să pun una, două, trei, depinde cât o să fie necesar. Și tăiem ciocolata. Da. Și o să întindem așa aluatul. Când unul, când celălalt. Așa. Astăzi ne jucăm. Ne jucăm astăzi. Așa. Ciocolata. Bucăți, bucăți. Doriți să puneți mai multă? Puneți și puțină nucă, așa am să pun și puțină nucă. Peste. Așa. Nu pun multă. Apăs puțin ca să intre. Și apoi răsucim. Acum o să răsucim. Încet, încet. Așa. Așa, mi l-am, ia uitați-l, cozonacul, așa. Da. Eu mi-am pregătit o tavă, tapetată cu puțin ulei și cu folie de hârtie de copt. Și acum îl iau și îl așez așa în mijloc. Cozonacul meu. Îl dau așa deoparte. Și mi-au rămas două bucățele. Le-am lăsat să ne jucăm puțin și să vedem ce putem face. Și acum am să tai cu păhăruțul. Așa. Acum umezez puțin cu apă aici ca să se lipească de cozonac și îl întorc invers direct pe cozonac. Așa. Să fac așa o mică presiune așa în interior. Așa. Apoi o să vedem, ia uitați. Așa. Astăzi ne jucăm.
Așa. Am să pun puțin apă. Așa. Și am să o așez așa aici în lături. Se vede? Așa. O așezăm și am să fac o mică presiune în interior. Bine, lăsăm să crească până își dublează volumul și după aceea îl dăm la copt. Vedeți cozonac? Cozonac, cozonac de post cu cacao în două culori. Așa arată. Puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa. L-am scos din cuptor, este încă cald. Ia uitați-l. Așa. Făcut dimineața împreună cu voi. Acum și o să tăiem, să încercăm să tăiem o bucățică. Așa. Să sperăm că o să vă placă și că o să fie bun. Eu am să-l dau puțin așa cu zahăr pudră pe deasupra. Și acesta este cozonacul, încă este cald. Ia uitați-l. Așa arată și pe părți. Eu am să încerc să tai o felie, mai că este cald. Nu știu dacă o să reușesc, dar... Așa. Și am să tăiem așa o bucată de... Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Așa arată și pe spate. Eu l-am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Eu acum vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături și mă urmăriți. La cozonac de post cu borș, cacao și nucă. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și într-un vas o să punem 400 de grame de făină. O să facem o adâncitură în făină, o să fărâmițăm în ea 20 de grame de drojdie proaspătă, punem și o linguriță de zahăr și 100 de grame de borș. Amestecăm și acoperim cu puțină făină din jur și lăsăm drojdia să se activeze 10-15 minute într-un loc cald. Între timp, punem într-un vas 200 de grame de borș, adăugăm zahărul, 200 de grame, praful de sare, esența de rom, o linguriță de ghimbir, o linguriță de curcumă și le amestecăm bine. Și dacă dorim, putem adăuga și puțină nucușoară, cum se vede în video, sau scorțișoară, o linguriță. O să dea un gust deosebit la cozonac aceste condimente împreună. După ce drojdia s-a activat, turnăm în castron compoziția de zahăr și borș și amestecăm cu o lingură. Când nu mai putem să amestecăm cu lingura, începem să frământăm cozonacul cu mână. Frământăm cu pumnul strâns și din când în când aducem aluatul dinspre margini spre centru, ca și cum l-am împăturit. Astfel se va incorpora cât mai mult aer, care la copt se va dilata și va contribui la creșterea aluatului de cozonac. Acum vom împărți aluatul în două și într-o parte vom adăuga puțin din restul de făină și vom frământa cu ulei. Și în cealaltă parte vom adăuga 23 de grame de cacao și dacă e nevoie și de făină, mai punem și frământăm cu ulei până la incorporarea completă. Tot prin... împăturiri succesive vom frământa, care vor crea straturi în aluat, iar cozonacul se va desface în fâșii. În final vom avea un aluat moale, neted și elastic, care începe să facă bășicuțe și se desface complet de pe mâini. Și acum vom pune la dospit aluatul nostru. Vom pregăti două castroane pe care le vom unge cu ulei. Vom pune aluatul alb și cel cu cacao în interior. Acoperim cu folie alimentară și le lăsăm să crească într-un loc cald până își dublează volumul. Pregătim umplutura de nucă pentru cozonac. Adăugăm 200 de grame de nucă măcinată cu 100 de grame de zahăr, esență de rom după gust și apoi o să adăugăm 60 de grame de apă fierbinte. Amestecăm până omogenizăm bine totul și lăsăm umplutura pentru cozonac să se răcească. Când aluatul a crescut și cel alb și cel maro și au dublat volumul, vom lua aluatul alb și îl vom pune pe masa de lucru
presurăm cu puțină făină sau cu ulei, depinde de fiecare cum dorește să întindem. O să frământăm puțin pe blat aluatul alb până scoatem aerul. Apoi o să-l întindem cu sucitorul sau îl aplatizăm cu palmele, unse cu ulei, până o să obținem un dreptunghi și așa o să procedăm și cu cel cu cacao. Îl întindem pe blatul uns cu ulei sau cu puțină făină, formăm un dreptunghi și o să strângem pe sucitor. Peste foaia de aluat alb o să punem umplutura de nucă răcită și o să o întindem uniform pe toată suprafața. Apoi o să acoperim cu foaia de cacao, o să presăm puțin peste foaia de cacao și apoi vom rula până când obținem o ruladă. O să strângem bine capetele, o să luăm cozonacul obținut și o să-l așezăm în tava pregătită. Îl acoperim și urmează a doua dospire. Încălzim cuptorul. Pentru aluat vom avea nevoie de circa 500 de grame de făină, 20 de grame de drojdie, 300 de grame de borș, 200 de grame de zahăr, 50 de grame de ulei, un praf de sare, o linguriță de curcuma, o linguriță de ghimbir, esență de rom, 25 de grame de cacao. Și pentru umplutură vom avea nevoie de 200 de grame de nucă, 100 de grame de zahăr, 60 de grame de apă și esență de rom. După ce cozonacul a crescut, îl lungem cu puțin ulei . O să ne pregătim și o tavă de cozonac în care o să aranjăm hârtie de copt. Punem cozonacul în cuptorul încălzit la 200 de grade pentru 10 minute, apoi scădem temperatura la 180 de grade și îl mai lăsăm încă 40 de minute. Depinde de cuptor, încercăm cu scobitoare. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu alte rețete. La revedere!